Presa străină scrie despre rezultatele alegerilor locale din România. Reuters notează că PSD este susținut tradițional de românii mai săraci și mai bătrâni, care au beneficiat de creșterea salariilor în mediul bugetar și de tăierea taxelor, măsuri ale căror efecte s-au simțit din plin anul acesta. Washington Post vorbește despre corupția care a umbrit acest scrutin local. Rezultatul alegerilor locale arată că principalul partid de stânga din România a câștigat un scrutin puternic marcat de îngrijorările privind corupția. Euronews remarcă faptul că socialdemocrații au deja un scor confortabil în fața liberalilor înaintea alegerilor legislative care vor avea loc la sfârșitul anului. Jurnaliștii de la canalul European de Știri reamintesc faptul că România se află pe locul 3 în topul celor mai corupte țări din Uniunea Europeană, după Bulgaria și Italia. Dozens of candidates standing for office are either under or face investigation, and while many deny any wrongdoing, Romania's justice system is kept under special monitoring by NGOs which report to the EU. Atât Euronews cât și televiziunea americană ABC News amintesc că votul de duminică a venit în contextul în care incendiul din colectiv de pe 30 octombrie 2015 a zdruncinat puternic clasa politică și a ridicat din nou în discuție problema corupției în rândul oficialilor și autorităților. Romania currently has a technocrat government after the Social Democrats resigned following a deadly nightclub fire that revealed public disgust with widespread corruption.